el. Plutește-n viacurile toate ce a întrebat Iisus cândva. Cât ești dispus să lași deoparte în schimbul gloriei de sus? Ce avuție te desparte să nu-L urmezi precum a spus? Până la înmulțirea pâinii, când mulțumit te-ntorci acasă, văzând că în goana săptămânii prin el belșugul e pe masă, sau poate până la scăldătoare, să-ți vindece trupul bolnav, să-ți lege rana ce te doare, sau până la chemarea blândă, ce-ți poate descărca povara, te izbăvește de o sândă și-ți poartă singur el o cara. O, când ne dai, e minunat să fim în urma ta, Iisuse, erogul cald, îmbelșugat, promisiuni multe, nespuse. Cât ești dispus să mergi cu el? Răsună și astăzi prin istorii. Răspunsuri vin în fel de fel. Urmele lui spre crucea jertfei sunt încă calde, neumblate, când Ștefan, Petru și alții apostoli pășesc prin ele mai departe. Răsună lanțuri și butuci, purtate în vremuri de aceea, care au cântat, pășind atunci după Iisus din Galileea. Doar cei care au pășit pe urme, ajuns au sus în haine albe, câți nu, cuvinte nu-s ascune, ce chinuri sufletul lor soarbe. Prin timpuri întrebarea vine și se așează peste noi. Cât ești dispus, cu tot din tine, să mergi înainte, nu înapoi? O, Doamne, îngenunchez cu gândul și cu ființa mea întreagă, primește-ne umilul, pasul, gata să urce prima treaptă. Amin. Amin.